Vă spun și eu bună ziua, mă bucur pentru fiecare persoană care este aici. Da, o să și punesc microfonul. Bun, avem astăzi un subiect foarte interesant și în același timp foarte profund, cu o rezonanță interioară puternică și mă bucur că putem să facem asta împreună, mă bucur că putem să studiem acest subiect împreună și cred că vom avea un timp foarte bun. Cred că va fi un timp care ne va fi de folos pentru că vom reuși să facem niște lucruri care ne pot schimba în mare măsură calitatea vieții emoționale. Și din acest motiv mă bucur că suntem împreună. Și aș vrea să te rog, Alexandru, să pui materialul ca să putem să-l parcurgem. Negarea, nehotărârea și blocajul emoțional. Deci vreau să vă spun că este un subiect care ne privește pe noi toți. Pentru că fiecare din noi am fost aici, în punctul ăsta. Și fiecare din noi s-a confruntat cândva cu tema acestei întâlniri. Și anume cu negarea, cu nehotărârea și blocajul emoțional. Și acest subiect este foarte important pentru că până nu ne confruntăm bine cu ce înseamnă aceste aspecte și cum le putem depăși, n-avem cum să mergem mai departe și să fim oamenii care ne dorim să fim. Și aș vrea să citesc puțin, ca după aia să și stăm de vorbă. Un mecanism, deci ce este negarea? Un mecanism inconștient de adaptare care ne acordă timpul necesar acomodării cu o situație stresantă. Incapacitatea de a face față problemelor la nivel conștient sau inconștient. Un mecanism de apărare în fața durerii. Calea de menținere a stării de echilibru mental în cazul confruntării cu experiențe ce provoacă durere sufletească insuportabilă. Adoptarea unui comportament care ignoră problema reală. Un răspuns defensiv. O mască menită să ascundă sentimentele și emoțiile de suferință. Modalitate de evitare a realității, a consecințelor acesteia, a conflictului, a neînțelegerii, a dezaprobării celorlalți, etc. Modalitate de reprimare a adevărului unei pierderi, o cale de a continua viața ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Comportamente obsesiv-compulsive, teribilism, un stil de viață axat pe plăcere, vicii, preocupări exagerate pentru a evita propria suferință și schimbarea. Și o să mă opresc puțin la ultima frază, și anume ce înseamnă negarea. Comportamente obsesiv-compulsive, teribilism, un stil de viață axat pe plăcere, vicii, preocupări exagerate pentru a evita propria suferință și schimbarea. Ce înseamnă asta? Și o să explic puțin la ce m-am referit când am scris acest lucru. Noi oamenii toți am trecut prin suferințe. Da? Aici toți suntem egali. Nu există om să nu se fi confruntat cu nedreptate, traumă, șoc, pierdere sau o criză emoțională prin care să fi trecut și care să fi simțit la vremea aia că este mai puternică decât poate cineva să o ducă. Deci aici fiecare om s-a confruntat cu asta. În schimb, felul cum am reacționat la așa ceva este foarte diferit. De ce? Pentru că fiecare ne-am aflat într-un anumit context la vremea aia care ne-a favorizat conștientizarea suferinței și manifestarea ei într-un mod sănătos sau, dimpotrivă, a favorizat blocajul sau negarea. Și vom merge mai departe și vom vedea și anumite strategii cum putem să ieșim din starea asta de negare și ce efect are asupra noastră. Dar e important să ne dăm seama un lucru. Când vedem un om că se confruntă cu un viciu, ne dăm seama că este ceva care a preluat controlul asupra lui, dar nu știm ce ascunde acest lucru în spate. Întotdeauna este ceva care omul ascunde în spate. Atunci când folosește viciul respectiv sau substanța respectivă, el de fapt anesteziază,
o durere din sufletul lui, care în felul acesta, pe care în felul acesta o poate evita. Da? Dacă un alcoolic este anxios, pentru că mulți alcoolici sunt anxioși, dacă un alcoolic este anxios și își ia doza de alcool, în momentul ăla s-a liniștit, a scăpat de orice griji, de orice probleme, de orice confruntare cu realitatea și în felul ăsta ajunge să se simtă bine. Și noi toți stânjim după plăcere, după starea de bine, să fim relaxați, să ne simțim bine, să fim fericiți. Dacă nu putem obține această stare de bine într-un mod natural, o obținem într-un mod artificial, prin intermediul unui viciu. Dar e important să știm că acest viciu are rolul de a ne bloca din punct de vedere emoțional, astfel încât să nu ne confruntăm cu realitatea interioară, cu frica, cu suferința, cu durerea. Când știm lucrul acesta, putem să căutăm să vedem ce e în spatele viciului. Ce înseamnă acest viciu? Poate să fie mâncare, poate să fie o obsesie pentru îmbrăcăminte, pentru încălțăminte, pentru frumusețe, pentru orice, asta că mă refer la femei aici. Da? Poate să fie o obsesie pentru bani, pentru o carieră din ce în ce mai ascendentă și mai fabuloasă. Poate să fie dorința de a plăcea altora și de a impresiona pe alții, dar poate să fie la fel de bine și drogurile obișnuite care le știm, da? Important este să vedem că negarea poate lua diferite forme, dar în același timp poate să fie și preocuparea pentru ceilalți. Dacă ne preocupăm foarte mult de ceilalți, în felul ăsta evităm să ne confruntăm cu realitatea din sufletul nostru. Și aici, credeți-mă că marea majoritate de oameni se situează. Da? Tot timpul aud același lucru la cabinet. Pentru mine este mai important cum se simt ceilalți decât cum mă simt eu. Asta am auzit, cred că în fiecare zi. Preocupându-ne foarte mult de ceilalți, de fapt, problemele noastre sunt date undeva deoparte. Ca să nu ne confruntăm cu ceea ce este în sufletul nostru, cu realitatea interioară, ne preocupă foarte tare salvarea celorlalți. Și ne apucăm de treabă, pentru că e o lume întreagă de salvat. Nu? Tot timpul vom găsi pe cineva care trebuie salvat. O pisică, un câine, un om, un copil, un bătrân, o rudă de-a noastră, un copil de-al nostru, un soț de-al nostru sau soție, părinți, copii. Deci avem o mulțime de oameni în jurul nostru care trebuie să-i salvăm. Preocupându-ne de alții, problema noastră este dată deoparte. Și tot așa, azi, mâine, poimâine, răspoimâine, dar asta nu înseamnă că ce în sufletul nostru se rezolvă. Acolo rămâne o stare de nefericire, o stare de tristețe, o stare de neîmplinire, care noi o negăm. De fapt, asta înseamnă negarea. Negarea înseamnă orice comportament care îl adoptăm și care pune stăpânire pe noi. Pentru că acel comportament ne ajută să evităm ceea ce este în sufletul nostru. Adică suferința care am blocat-o acolo, poate cu mult timp în urmă, poate de când eram copii. Pentru că de obicei atunci pornește mecanismul ăsta, de atunci se instalează undeva în interiorul nostru, de când suntem copii. Bun, mergem mai departe. Principalele situații în care apare negarea, tulburări emoționale sau dependență, boli cronice sau în faze terminale, probleme financiare, dificultăți la locul de muncă, conflicte în relația de cuplu, evenimente traumatizante. Și o să le luăm pe rând, tulburări emoționale. Aici mă refer în mod special la anxietate. Sunt mulți oameni care au anxietate și sunt convinși că anxietatea lor este datorită unor situații actuale. Soțul îmi creează neplăceri și din cauza asta mă simt rău. La locul de muncă sunt stresat pentru că am multe sarcini și din cauza asta mă simt rău. Și atunci noi ne preocupăm pe lucrurile actuale, fără să ne confruntăm cu lucrurile care sunt acolo dinainte să avem soțul care îl avem, dinainte să avem locul de muncă care îl avem. Deci problemele noastre sunt mult mai vechi, dar au fost tot timpul date deoparte. Și punem vina pe ceva actual, când de fapt, cum am spus, situația este mult mai veche.
Bun. Da, dependența. Nu vom vedea un alcoolic care să recunoască vreodată că e dependent de alcool. Never. Niciodată. Sau un dependent de orice, de mâncare sau de orice. Nu vom vedea dependentul ăla care să zică, da, recunosc, eu sunt dependent de această substanță sau de acest obicei sau de această persoană. Foarte rar. Nu pot să spun că nu mi s-a întâmplat să întâlnesc și oameni care să recunoască. Dar astea sunt cazuri rare. Cei mai mulți oameni spun, nu, eu nu am nicio problemă, dacă eu vreau să mă las, mă las. Dar o să fie asta într-o zi, nu acum. Și tot timpul se amână ziua aia. Boli cronice sau în faze terminale. Sunt oameni care au boli, trebuie să țină un anumit regim ca să țină boala respectivă sub control, dar ei se comportă ca și când boala aia n-ar exista. Mănâncă în continuare alimente nepermise, consumă alcool, fumează sau fac tot felul de excese, deși știu bine că au o afecțiune. Cu alte cuvinte, trăiesc într-o stare de negare. Da? Sunt oameni care nu își fac analize de frică că li se ar putea descoperi ceva și atunci preferă să stea într-o fază de negare și să spună nu, totul e bine. Am avut la cabinet persoane care au fost diagnosticate cu cancer și care au spus nu știu de ce, dar am senzația că nu mi se întâmplă mie lucrul ăsta. Da? Diagnosticul e foarte clar, dar persoana e total impasibilă. Nu ia niciun tratament, nu a făcut nimic în direcția asta, poate. Și îmi spune, nu știu de ce, dar pe mine situația asta nu mă afectează, parcă nici n-ar fi a mea. Da? Asta e cazul tipic al unei situații de negare. Probleme financiare, da? Sunt oameni datori, datori vânduți, care trăiesc pe picior mare și își permit o felul de concedii, o felul de excentrități, tocmai pentru că ei în mintea lor trăiesc în starea asta de negare. Și nu vor să accepte că au o problemă reală și că mai întâi ar trebui să se achite de datoria care o au și de-abia după aia să își permită anumite lucruri care să-i facă să se simte extraordinar. Dar cu toate că sunt datori, își cumpără o mașină nouă, merg într-o stațiune exotică și așa mai departe. Da? Oameni care trăiesc într-o fază de negare. La locul de muncă, conflicte în relația de cuplu, multe soții care știu că soțul lor le înșeală, dar faza cu negarea funcționează foarte bine. A, nu, mi s-a părut mie. Nu se poate. Soțul meu n-ar face niciodată așa ceva. Și cu toate că sunt niște dovezi foarte evidente, cunoașteți așa ceva? Femei care trăiesc într-o fază de negare foarte puternică, un zid de negare în jurul lor, de nu se poate. Sau pe mine nu mă afectează lucrul ăsta. Deci nu există, oameni buni, nu există să ai un partener care te înșală și să nu te afecteze lucrul ăsta, decât dacă trăiești după un zid gros de negare. Ceea ce vom vedea mai departe care efecte. Deci să nu credem că este soluția magică negarea și că în felul ăsta s-a rezolvat problema și gata, am scăpat de confruntarea cu ea. Nici pe departe. Evenimente traumatizante, da? Dacă ne moare cineva drag și nu simțim durere, dacă ne moare cineva drag și nu plângem, dacă ne moare cineva drag și trecem peste asta foarte ușor, concentrându-ne asupra altora, să le fie altora bine, să nu ne imaginăm că am și scăpat de consecințele acelei pierderi, nici pe departe. Doar că suferința netrăită este pusă undeva în inconștientul nostru. Sunt oameni care se despart, care divorțează, nu simt durerea divorțului. De ce? Pentru că deja și-au găsit pe altcineva. Și atunci își pansează foarte repede suferința, care ar fi normal să o trăiască, găsindu-și un partener nou de cuplu. Și în felul ăsta își anesteziază durerea pierderii partenerului. Dar asta nu înseamnă că acea durere nu va ieși la suprafață la un moment dat. Deci nu există durere care să nu iasă la suprafață. Scott Peck spune așa, un renumit psihiatru american, spune așa, orice nevroză are la bază o suferință legală, legitimă, care la vremea aia n-a fost trăită, care nu i s-a dat voie să existe și să fie acceptată și trăită. Da? Noi oamenii devenim specialiști în a da la o parte suferința. De când suntem foarte mici,
ni s-a spus, nu mai plânge. Da? Cu asta am crescut. De când suntem pe lumea asta, cred că al doilea lucru care ni s-a spus a fost ăsta. Da, nu mai plânge. Nu mai plânge pentru că și ni s-a arătat o chestie care sună frumos. Și imediat ne-am uitat la chestia aia și am uitat de ce plângeam. Da, sau mi s-a dat o bomboană, sau mi s-a dat suzeta în gură și gata, s-a rezolvat problema. Ei, noi am rămas cu strategia asta și astăzi nu ne mai sună ceva așa interesant în fața ochilor, nici nu mai luăm neapărat o bomboană în gură, dar asta nu înseamnă că n-am dezvoltat mecanisme noi, mult mai eficiente de a ne masca și de a ne suprima plânsul sau durerea. Această durere suprimată stă la baza oricărei tulburări emoționale cu care ne confruntăm în prezent. Deci dacă aveți anumite stări care vă tulbură calitatea vieții, e important să conștientizați, să conștientizăm că la rădăcina ei se află o durere care la vremea aia am îngropat-o undeva. Și repet, nu există nicio persoană să nu fi trecut pe aici sau să nu se afle aici. De ce? Pentru că trăim într-o lume în care cele mai multe lucruri sunt cu sus în jos. Pierderea, suferința, nedreptatea, trauma, șocul sunt la ordinea zilei. Nimeni nu e scutit de așa ceva. Indiferent din ce familie provenim, indiferent cât de cum se cade au fost părinții noștri, tot n-au putut să fie oamenii perfecți. Tot au avut anumite slăbiciuni sau chiar dacă și-au propus să fie cei mai buni părinți, nu înseamnă că au și reușit. De ce? Pentru că suntem limitați ca și oameni. Nu putem oferi tot ce ne dorim copiilor noștri. Motive interioare ale negării. Cu alte cuvinte, de ce adoptăm această tehnică? Frica de a nu putea face față suferinței, vinovăția, dorința de a nu îngrijora pe cei din jur. Da, avem senzația că dacă ne confruntăm cu acea frică, cu acea durere din sufletul nostru, nu o putem duce. Vreau să vă spun că fiecare din noi e mai puternic decât își poate imagina și nu este suferință care să nu poată să o ducă, dacă și numai dacă este tratată corect. Ce înseamnă tratată corect? Înseamnă să pot să spun cuiva ce am pe suflet. Asta este o lege în ce privește psihicul uman și vindecarea psihicului uman. Nu pot să vindec decât suferința care o exprim. Dacă suferința este suprimată, întotdeauna va supura și întotdeauna va face să iasă la suprafață prin alte căi care sunt foarte dăunătoare în timp. Vinovăția. Întotdeauna ne simțim și noi vinovați de ce s-a întâmplat. Întotdeauna, chiar dacă nu are nimic de a face cu noi. Dacă părinții noștri, dacă tatăl nostru a fost alcoolic, într-un mod magic și total inexplicabil, fiecare copil se simte vinovat. Se identifică cu acel tată alcoolic, este rușine că are un astfel de tată și consideră că undeva, cumva, e și vina lui, că tatăl lui este așa. Dacă părinții se ceartă mereu, se despart, au conflicte, copilul se va simți vinovat. Nu are nicio explicație logică, evident, dar cu toate astea, fiecare copil se simte vinovat de eșecul părinților lui. Și lista continuă. Orice traume trăim, chiar și copiii care sunt abuzați se simt și ei la rândul lor vinovați. Și copiii abuzați sexual. Fiecare copil abuzat sexual, într-un mod inexplicabil, se simte vinovat de acel lucru. Nimeni nu știe de ce, dar așa funcționează creierul nostru. Ne sabotează la faza asta foarte puternic. Pentru că simțim un puternic sentiment de vină, deși nu este vina noastră de multe ori. Când avem de-a face cu copii, niciodată nu este vina copiilor. Da? Deci dacă anumite traume le-am trăit când eram copii, repet lucrul ăsta, niciodată nu a fost vina noastră. Întotdeauna responsabil este adultul și nu copilul, indiferent despre ce problemă ar fi vorba. Bun, consecințele negative ale negării. Pe moment ne salvează negarea. De asta o și păstrăm. Când suntem mici, negarea este într-adevăr salvatoare. Vreau să vă spun că, și probabil am mai spus lucrul ăsta, copiii care trăiesc, de exemplu, în casa de copii, dar niște condiții groaznice, te uiți la cei copii, și nu mă refer la casele de copii de acum, deși nici acum nu e grozav, dar mă refer la casele de copii care erau, de exemplu, pe vremea lui Ceaușescu, acolo era teroare.
Și totuși copiii ăia, într-un mod la fel inexplicabil, supraviețuiesc unor abuzuri care ți-e greu să le poți concepe cu mintea normală. Și atunci întrebarea se pune, cum reușesc copiii ăia să supraviețuiască și să-și continue viața? Pentru că copiii au o capacitate dată de Dumnezeu de a se folosi de planul imaginativ. Și ei creează în mintea lor scenarii de poveste. Și în scenariile astea de poveste, ei, bineînțeles, sunt eroi, da? Și biruiesc răul și sunt prinți și prințese și sunt regine și sunt regi și sunt eroi care omoară balaurul și care primesc în dar niște favoruri deosebite și ei se transferă în lumea asta imaginară în care, refugiindu-se, sunt salvați. De asta copiii supraviețuiesc traumelor, dar ceea ce îi ajută când sunt copii îi blochează când sunt adulți. De ce? Pentru că metoda asta o duc cu ei și când devin adulți. Și în loc să ia hotărâri bune pentru viața lor, foarte clare, ei trăiesc încă în planul imaginativ. Și rămân undeva în urmă față de realitate. Nu pot ține pasul cu realitatea. Și chiar dacă li se oferă anumite șanse să realizeze ceva frumos cu viața lor, în mod cert se vor sabota. De ce? Pentru că această metodă care i-a ajutat cândva, ca și adulți, îi ține pe loc sau îi trage înapoi. Și pot schimba doar conștientizând? Nu. La nu. Maturitate se întâmplă. Cum? La maturitate, dar chiar și el, nu știu, copilul totuși se formează într-un moment. Așa e, sigur că se formează. La maturitate poți să-și dea seama dacă așa e. Părinții lui așa e. I-au oferit ceva cum să... Când este copil, n-are de ales. Exact. Nu. Când este copil, duce este drumul. Este învins pe tavă și atunci exact. Consumă ce îi se oferă. Exact. Și este considerat ca fiind normal lucrul ăla. Până când ajunge la o anumită vârstă și își dă seama că normalitatea e altceva, nu ce a trăit el acolo, în familia lui. Exact. Da. Bun. Deci, consecințele negative ale negării. Gândire magică, exact ce spuneam, care distorsionează realitatea în mod constant. Conflicte puternice cu persoanele care generează confruntarea cu realitatea. Evitarea acestora, ceea ce conduce la izolare. Cu alte cuvinte, un astfel de individ, dacă vii și spui, uite, asta e realitatea, tu nu te conformezi realității, tu ești pe lângă realitate, tu faci niște lucruri care te sabotează și care îți fac rău, el va considera că ai ceva cu el. Da? Și se va izola de acei oameni care îl confruntă cu realitatea sau îi va ataca, depinde de temperamentul lui. Dar foarte greu te poți apropia într-un mod constructiv de un astfel de om pentru că el are lumea lui în care trăiește. El trăiește în planul lui imaginativ care nu se potrivește realității. Are abilități reduse de rezolvarea problemelor sau de luarea deciziilor. Pentru că în lumea respectivă în care trăiește el, e totul bine. Acolo totul e perfect. Exact cum spuneam de lumea poveștilor. El încă trăiește într-o lume de poveste. El nu se confruntă cu realitatea. Prezintă frustrare față de cei care se arată interesați în acordarea de sprijin și ajutor. De multe ori vin oameni bine intenționat să ajute pe un astfel de om, să-i dea o mână de ajutor și el va respinge ajutorul. De ce? Că nu conștientizează nevoia lui. O persoană aflată într-o stare de negare are probleme cu persoanele care reprezintă autoritatea. Ce va face el față de autoritate? Fie se va teme de ea și în felul ăsta ia poziția de victimă sau de persoană neajutorată care nu are niciun cuvânt de spus niciodată, fie devine revoltat pe autoritate și este cel care se împotrivește autorității și o consideră ca fiind abuzivă și în felul ăsta trebuie sabotată. Și oamenii care trăiesc în această fază de negare au mari probleme cu autoritatea. Nu o pot considera niciodată ca fiind benefică autoritatea, ci ca fiind ceva abuziv, ca
ca fiind ceva care este acolo, în poziția respectivă, tocmai pentru ca să îl distrugă pe el. Da? O gândire total eronată. Bun. Se simte mereu, o astfel de persoană, se simte mereu atacată, fiind într-o continuă stare defensivă. Oameni încordați, care tot timpul stau pe poziție să se apere de ceva. Chiar dacă pericolul nu există, ei percep pericolul la fiecare pas. Și acest lucru este foarte important să-l conștientizăm și să vedem dacă ne aflăm noi în vreunul din aceste caracteristici. Se poziționează în unul dintre cele trei roluri, victimă, agresor, salvator. Este atrasă și deseori blocată în relații nesănătoase. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că o persoană conștientizează că partenerul care îl are de cuplu nu-i face bine, că este o persoană abuzivă sau profitoare și cu toate astea nu face nimic. Duce acea relație la nesfârșit, deși este o relație care lui face rău, dar acceptă condițiile, acceptă abuzul la care este supus și merge mai departe în condițiile astea. Și sunt mulți oameni care se resemnează într-o relație dăunătoare tocmai pentru că nu au puterea interioară necesară să schimbe ceva. Și este destul de dramatic lucrul ăsta pentru că unele persoane sunt umilite, altele sunt abuzate și totuși rămân într-o relație abuzivă. E greu de înțeles pentru cei din jur, dar așa se întâmplă. Și culmea că astfel de oameni sunt atrași de astfel de relații, adică le caută cu lumânare și le și găsesc. Da? Scapă de un partener, dau de altul care e tot la fel. Și zici, măi, dar cum acestui om îi se întâmplă același lucru? Da? Este vorba de această negare care îl ține pe om prizonier în relații deficitare și dăunătoare pentru el. Această persoană este incapabilă să se impună într-un mod corect. Da? Cum am spus, rolul de victimă sau de agresor. Este incapabilă să-și recunoască și să-și manifeste sentimentele într-un mod sănătos. Da? O persoană care nu-și va manifesta sentimentele și rămân acolo undeva blocat în interiorul lui, oscilează între emoții duse la extremă, între euforie și tristețe, furie și nepăsare, curaj și frică. Este foarte teamă de abandon, motiv pentru care fie ia hotărâri pripite, fie nu ia nicio hotărâre. Sunt oameni care renunță la partenerul de cuplu, fără să fie justificat lucrul acesta, numai de frica să nu fie abandonat. Și oricât de irațional pare lucrul ăsta, e adevărat. Da? Unora le este atât de frică să nu trăiască sentimentul ăla de abandon, încât periodic renunță la partenerul de cuplu. Ca să nu trăiască sentimentul de abandon. E convins că într-o zi va fi părăsit și ca să nu experimenteze acel sentiment foarte neplăcut, preferă să părăsească pe celălalt. Și cu alte cuvinte să o ia înainte, cum ar veni. Da? Un mod de a te sabota fantastic. Bun. Se simte vinovată, da? O astfel de persoană e vinovată pentru orice. Simte că vrea să uite trecutul sau că trecutul nu mai este important. Da? Și aici, light motiv lucrul ăsta, ce a fost în trecut nu mă mai afectează. Veșnica poveste cu trecutul care nu mai are efect. Expresii tipice fazei de negare. Nu mă mai afectează. Sunt o fire puternică și am trecut peste. Vreau să vă spun că în fața traumei nimeni nu e o fire puternică. Nu mai simt nimic pentru. Îl înțeleg de ce a făcut așa. Nu a fost chiar așa de rău. Eu am iertat pe toată lumea și nu sunt supărat pe nimeni, etc. Ați auzit astfel de lucruri? Toți le-am spus cândva sau le-am trăit sau le-am simțit cândva. Pe tine nu te-a afectat, dar dacă altcineva ar fi fost în situația care ai fost tu, cum l-ar fi afectat? Ce-ar fi să ne punem întrebarea asta? Eu vreau să vă spun că nu de mult am descoperit un lucru nou care niciodată n-aș fi crezut că m-a afectat. De ce? Că a avut loc când aveam 4 ani. Și
cine își mai aduce aminte ce a trăit la 4 ani. Dar vreau să vă spun că în momentul în care am stat și m-am gândit cum ar trăi un copil de 4 ani evenimentul ăsta și m-am dat seama că ar fi neliniștit, îngrijorat, stresat și s-ar face frică și ar fi fost foarte trist dacă trăia situația de care mi-am amintit eu. Și în momentul ăla m-am dat seama că m-a afectat acel lucru mai mult decât aș fi crezut. Pentru că am pus asupra unui alt copil de 4 ani experiența respectivă, gândindu-mă cum ar trăi eu. Și în mod cert a fost devastator când m-am dat seama ce ar însemna pentru un alt copil să trăiască acel eveniment. De exemplu, în cazul meu, la 4 ani, am fost despărțită de sora mea. Acum, eu nu mi-am amintit să vă fi afectat lucrul ăsta, pentru că era foarte de mult, iar sora mea s-a mutat două case mai jos. Da? Deci, pe aceeași stradă eram, ne mai jucam împreună în continuare. A fost adoptată de unchiul meu, care locuia cu două case mai jos și n-am conștientizat că m-a afectat lucrul ăla. Dar ea era preferata mea în jocurile copilăriei, da? Fiind sora mea, sigur că ne jucam jocuri interminabile împreună. Și pentru că ea s-a mutat în altă parte, mi-am dat seama cum ar fi pentru un copil la 4 ani să îl desparți de frate sau soră. Cu siguranță că suferă. Chiar dacă eu acum, ca adult, nu mai îmi amintesc ce am simțit, ce am gândit, ce am trăit la 4 ani. Dar, în mod cert, copiii suferă când îi desparți. Da? Dacă desparți doi frați, unul de celălalt, nu există să nu sufere. Și atunci mi-am dat seama că a fost o traumă pentru mine și că am suferit din cauza asta, pentru că era, cum am spus, echipa, formam împreună echipa potrivită ca să ne jucăm. Da? Dar ce înseamnă asta? Gândiți-vă în viața voastră. Faceți așa o analiză. Ce întâmplări ați trăit care la vremea aia v-a afectat? Acum, cu mintea de adult, nu mai este relevant, poate. Dar la vremea aia, în mod cert, a făcut diferență. Gândiți-vă că lucrurile alea n-au dispărut. Ele sunt doar așezate în planul inconștient și de acolo își fac încă efectul. Știți când? În momentele în care nu ne merge bine. Atunci ies la suprafață. Sau când suntem puși într-o situație de șoc. Într-o situație care pe noi ne bulversează. Atunci lucrurile astea se ridică la suprafață. Nu când totul este bine. Nu, când lucrurile nu merg bine. Când ceva nu este cum ne dorim noi. Atunci se activează această suferință din interior și atunci lucrurile prezente ne afectează mai mult decât e cazul. De ce? Pentru că, așa cum am zis, sunt anumite experiențe care ne-au afectat și suferința lor se activează în prezent. Da? Suferința trăită cândva. Bun. Puneți cu toată sinceritatea această întrebare. Deci, repet întrebarea. Pe tine nu te-a afectat. De ce? Pentru că noi asta spunem. Pe mine nu m-a afectat. Dar dacă altcineva ar fi fost în situația care ai fost tu, cum l-ar fi afectat? Pentru că exact la fel. Te-a afectat și pe tine. Puneți cu toată sinceritatea această întrebare. Pentru că exact la fel ai fost afectat și tu, fie că îți mai amintești acest lucru, fie că nu. Să-ți simți, să-ți recunoști și să-ți manifesti suferința reprezintă primul pas al procesului de vindecare. Orice te împiedică să-ți simți durerea și să-i descoperi sursa este un act de negare. Repet această propoziție. Orice te împiedică să-ți simți durerea și să-i descoperi sursa, este un act de negare. Toate dependențele, excesele și obsesiile sunt o formă de negare. Îți anesteziază durerea, atâta vreme cât ești dependent, nu simți profunzimea suferinței și nu ești motivat să o vindeci. Ieșirea din starea de negare. Conștientizarea fricii care am trăit-o cândva, a suferinței, a furiei și exprimarea acestor sentimente. Conștientizarea consecințelor negative ce pot să apară dacă nu se ia atitudine.
identificarea credințelor iraționale legate de ceea ce se întâmplă, găsirea motivației adevărate a stării de negare, practicarea iertării de sine și a celorlalți, păstrarea de relații strânse și apropiate cu oamenii din jur, solicitarea de ajutor de la cei dragi sau ajutor de specialitate, dacă este cazul. Nu există să ne vindecăm de lucruri care le-am trăit cândva, decât dacă le exprimăm și devenim conștienți de efectul lor asupra noastră. Mi-amintesc de o poveste al unei femei, și anume felul în care ea a făcut apel ca și copil la negare. Și era așa un caz interesant, ca să spun, și puțin haios, dar în același timp și dramatic. Cred că am mai folosit această întâmplare. Am avut cândva o clientă care avea tatăl ei, nu lucra. Da? Toți copiii aveau părinți care mergeau la muncă, mai ales tații. Mergeau la muncă, câștigau banii, veneau acasă, tipic pentru capul familiei, ca să spun așa. Cu o singură excepție, tatăl ei, care nu muncea, stătea toată ziua acasă și era și un tată foarte dificil, exigent, critic, nemulțumit, care mereu îi făcea reproșuri. Și ei era rușine față de ceilalți copii, că doar tatăl ei nu mergea la muncă și stătea acasă. Și într-o zi a spus copiilor: să știți că tatăl meu este agent FBI. El stă acasă pentru că lucrează noaptea sub acoperire. Și se mândrea cu profesia tatălui ei. Și în felul ăsta ea făcea față acestei rușini, că tatăl ei nu muncește. Da? Deci, uite un mod prin care acest copil a reușit să facă față acestei stări neplăcute. Ea și-a găsit o poveste și toți, dacă ne aducem aminte când eram copii, toți inventam povești de genul ăsta. Da? Problema este că am devenit adulți și încă fabulăm și acum. Încă avem povești care ni le spunem fie nouă înșine, fie altora. Da? Până nu ne-am, cei care suntem căsătoriți, până nu ne-am căsătorit, toți visam că vine Făt Frumos, dacă eram fete, nu? Și că vine Ileana Cosânzeană, dacă erați băieți, da? Deci toți am visat asta. Și că se va întâmpla ceva miraculos, magic, că până acolo am dus o existență destul de măruntă, dar va veni momentul ăla magic, care ne va transforma în niște persoane extrem de fericite, care, acum se spune, și-a găsit fericirea, nu? Toți am crezut așa cândva, că ne vom găsi fericirea, dar este o poveste care am țesut-o cu toții în mintea noastră cândva și care ne-a făcut să anesteziem suferința care o trăiam în prezent. Și ne spuneam fiecare din noi cândva în mintea noastră: nu-i nimic, eu sunt acum într-adevăr nefericit, dar vine ziua magică și totul se rezolvă printr-o minune. Voi găsi bărbatul care mă va face fericită și care va face pentru mine niște lucrări extraordinare. Numai că a venit un om obișnuit, n-a venit prințul, n-a venit regele, n-a venit cineva cu o mașină extraordinară și cu mulți bani în bancă, a venit un om obișnuit, la fel cum și noi eram persoane obișnuite și uite că existența s-a dus mai departe în aceeași termen cum a fost și până acolo. Deci nimic miraculos n-a apărut, deși noi speram că așa va fi. Și nu există niciun băiat sau nicio fată să nu fie visat astfel de vise cândva. Dar da. Au poveștile, și au căsătorit și au trăit fericit așa până la două pătrâneți. Iar asta pentru noi era... Exact. Vorbit pentru mine, de fapt. Da, deci toți, fie băieți, fie fete, am visat așa ceva. Da, deci cei care nu sunteți căsătoriți... Continuați să visați. Exact. Continua să visați, exact. Vise frumoase. Exact. Cu siguranță că e bine să fii căsătorit. Dar nu vă imaginați că va fi ceva magic. Pentru că nu va fi.
va fi continuarea existenței de până atunci, cu anumite detalii în plus sau în minus, dar nu va fi ceva de excepție din momentul ăla începând, nici vorba. Bun, deci am văzut ieșirea din starea de negare. Mergem acum la nehotărâre. La o extremă sunt oamenii care obișnuiesc să ia decizii în pripă, iar la cealaltă sunt oamenii care niciodată nu se pot hotărâ. Și dacă ești comerciant și ai de-a face cu oamenii ăștia, ești un om distrus. Da, și mi-aduc aminte de o clientă de-a mea care îmi povestea că vrea, care avea chestia asta și îmi povestea că vrea să ia o mașină. Și a fost la un agent care se ocupa de așa ceva și spune, l-am înnebunit pe omul ăla. Mi-a făcut nu știu câte oferte și după ce punea la cale și punea la punct bine o ofertă pentru ea, conform cu cerințele ei, ea zicea, îmi pare rău, dar vreau altă mașină. Găsiți-mi o altă ofertă, uitați, vreau așa, vreau așa. Ăsta, ce să facă, vrea să vândă mașini, că ăsta era scopul lui și pregătea o altă ofertă, ca după aia să spună, îmi pare foarte rău, dar vreau altă mașină. Și l-a înnebunit efectiv pe acel om și i-a spus, și îmi spunea, ea îmi spunea, trebuie să merg acum chiar să iau mașina și zice, mi-e frică să mă uit la alte mașini, că sigur o să vreau alta. Și am spus, du-te exact la mașina aia și nu te mai uita nici în dreapta, nici în stânga, du-te exact la aia, nu mai probezi niciuna, du-te direct la aia. Și mi-a ascultat sfatul, așa a făcut și a venit cu mașina acasă. Și am zis, m-am dus exact la aia, nu m-am mai uitat nici în dreapta, nici în stânga, că știam că dacă mă uit la altă mașină, o să vreau alta. Și a reușit până la urmă să-și cumpere mașina care vroia. Bun, mergem mai departe. Nehotărârea este adesea provocată de conflicte personale nerezolvate, frica extremă de risc și responsabilitate, alternative egal neplăcute, absența oricărui principiu sau criteriu de alegere din echipamentul mental, imaginea de sine și simțul identității deficitare. Cu alte cuvinte, se vede imaginea care o avem despre noi înșine prin felul în care luăm decizii. Omul care are încredere în el ia decizii ferme. Cel care este deficitar la acest capitol, tot timpul își pune întrebări, oare e bine, oare nu e bine, oare trebuia să fac așa, oare nu trebuia să fac așa, oare... Cel care este sigur pe el spune, și dacă fac o greșeală, am voie să fac, care e problema. Dar celălalt nu își dă voie să greșească pentru nimic în lume. El mereu se va întoarce și se va hotărâ și iară se răzgândește și tot așa. Alte motive, și aici e important să fim atenți, că sunt și alte motive, care sunt mult mai profunde decât cele menționate. Părinții care folosesc copilul în frecventele lor conflicte, ei revărsând asupra copilului favoruri sau respingere, pedepsind sau răsplătind copilul în mod arbitrar, irațional, nejustificat, copilul devenind extrem de confuz emoțional și mental. Părinți care prezintă un comportament și reacții imprevizibile. Da? Sunt părinți care se folosesc de copii și în conflictele lor mereu copilul este mingea de ping-pong. Părinți care nu au niște principii clare ei de viață și sunt imprevizibili. Părinți care sunt tot timpul de o părere și după aia de altă părere. Pentru că nehotărârea asta, mulți dintre noi am văzut-o la proprii părinți și am preluat-o de la ei. Un cămin lipsit de principii, valori, reguli, credințe, limite și priorități precise. Astfel, copilul nu se poate identifica cu un model clar. Copilul fiind privat de un simț al identității bine conturat, ajungând în final să nu știe cine este. Ca urmare, îi lipsesc bazele de a lua orice decizie precisă și asumată în viață. Cum vi se pare chestia asta? Mi se pare foarte răspândită ziua de astăzi. Da? Familii cu părinți divorțați, unde e mult mai greu să ai niște principii clare,
unde să fie niște limite clare, unde să fie un stil de viață sănătos. De ce? Pentru că din frică, părintele va avea tendința să devină excentric. Fie să-l protejeze, fiindu-i frică într-un mod excentric, fie să devină supus copilului. Adică, tu care ești copilul, ai voie să faci ce vrei. Important este să te simți bine. Și atunci sunt părinți care se simt vinovați și care nu pot să reziste manipulării emoționale sau șantajul emoțional care îl furnizează acel copil. Și devin sclavi ai copiilor. Și aici este foarte des întâlnită chestia asta în zilele noastre. Fără să știe că în felul ăsta acești copii se vor dezvolta într-un mod deficitar și vor deveni nehotărâții lumii în care trăim. Da? Ei mereu nu vor ști ce să facă. Factor esențial în luarea deciziilor. Un studiu cuprinzător a diferitelor posibilități, comunicarea rațională cu sinele, selecția inteligentă matură, acceptarea riscului, a responsabilității și suferinței. Și eu aș spune aici, întărirea încrederii în sine. În momentul în care îți întărești încrederea în tine, în momentul în care devii bine ancorat în realitatea înconjurătoare și știi cine ești și știi ce poți să faci, în momentul ăla poți să iei o decizie corectă, asumată și chiar dacă faci o greșeală, îți dai voie să faci greșeala aia și nu consideri că este sfârșitul lumii și că e ceva teribil de greu. Poți să-ți asumi, poți să vezi asta ca fiind parte din viață și ceva normal. Dar ne întoarcem mereu și mereu la încrederea în sine, care este foarte importantă. Și la un moment dat vom avea o întâlnire și pe acest subiect, pentru că consider într-adevăr foarte importantă încrederea în sine și vom vedea cu altă ocazie cum putem sistematic să ne creștem încrederea în noi. Blocajul emoțional. Blocajul are ca trăsături definitorii negarea, depresia, neliniștea, indiferența, prejudecata, nehotărârea, amânarea, perfecționismul, resentimentele, autocompătimirea, confuzia și vinovăția. La acestea se mai pot adăuga sentimente secundare, mânia, gelozia, frica, durerea, frustrarea, dezamăgirea, îngrijorarea, tristețea, panica, rușinea. Motivul pentru care ajungem într-un blocaj este unul singur. Nu am simțit, vindecat, rezolvat la timp aceste emoții negative. Blocaj înseamnă ceva, elementul 1, care oprește altceva, elementul 2. Se formează treptat, piatră cu piatră, cărămidă cu cărămidă, rare ori apare după o singură experiență. Blocajul are rolul să prevină continuarea unui proces sau a unei acțiuni normale. Și acum o să explic un pic despre ce-i vorba. Probabil că știți lucrul ăsta și cine lucrează în domeniul medical știe și mai bine că atunci când are loc un accident, de exemplu, corpul nostru intră în stare de șoc și se eliberează niște substanțe în corp care îl pot ajuta pe acel individ să supraviețuiască în condiții de neimaginat. Adică suferința lui, trauma care o are fizică, este foarte avansată, este foarte acută și totuși, într-un mod miraculos, persoana supraviețuiește. Da? Dacă se intervine la timp, de multe ori este salvată și rămâne în viață, deși este uneori inexplicabil cum a scăpat cu viața acel om. Dar dacă acele substanțe care se eliberează în corp în starea aia de șoc continuă să rămână mai departe și să se elibereze mai departe în corpul acelui om, ele, substanța aia sau substanțele alea, îl ucid pe om. De ce? Pentru că e vorba de ceva toxic. Îi salvează viața pe moment. Dacă se acționează și totul e ok, poate să fie salvat. Dar dacă starea aia de șoc continuă, acel om moare tocmai datorită substanțe respective. De ce? Pentru că este pe termen lung o substanță toxică. Da? Exact la fel este cu blocajul emoțional. Ne poate fi de ajutor pe moment ca să putem gestiona o situație limită
La fel ca și negarea, același lucru. Da? Sunt momente în care nu-ți poți permite să plângi. De ce? Sau să intri în panică. Nu-ți poți permite, pentru că situația îți cere să acționezi cu sânge rece. Îți cere să iei repede niște decizii foarte, foarte logice și raționale. Nu-ți poți permite să fii emoțional în orice moment. Și atunci acționează acest blocaj. Ne blocăm emoțiile și putem acționa foarte rațional, să luăm niște decizii bune, să intervenim, să facem ceea ce trebuie făcut. Până aici totul bine. Dar dacă rămânem în starea asta de blocaj, exact blocajul ăsta ne distruge. De ce? Pentru că emoțiile care în mod normal ar trebui trăite, noi nu ne dăm voie să le trăim. Mă aduc aminte că, cred că am mai spus și lucrul ăsta, la un moment dat a venit la cabinet o femeie cu o fetiță, cred că a fost și cu tatăl ei, dar s-a întâmplat de mai multe ori lucrul ăsta, cu mai multe persoane, și mi-au spus așa, am fost cu mașina, eu, ea ca mamă și cu fetița, am avut un accident, ne-am dus de câteva ori peste cap și s-a terminat cu bine, n-am pățit nimic, am rămas în viață, mici zgârieturi, nimic important, dar după ce s-a terminat toată situația și totul s-a terminat cu bine, m-a interesat un singur lucru, să o ajut pe fetița mea să uite cât mai repede ce s-a întâmplat. Fetița fiind, evident, zdruncinată de șocul respectiv, emoțional. Și fetița mereu vroia să vorbească despre asta și tot timpul amintea accidentul. Mami, bum! Da? Chestii de genul ăsta, că fie micuță, vorbea în termenii ei. Mama imediat îi distrăgea atenția de la accident și îi dădea ceva să mănânce, o distrau, se jucau, făceau altceva. Și veniseră la cabinet, deja trecuse câteva zile, o săptămână, și copilul o ținea una și bună, să vorbească tot timpul despre același lucru. La un moment dat mama era disperată și nu mai știa ce tehnici să folosească să-i distragă atenția fetiței și vine la cabinet și îmi spune, nu știu ce să fac cu această fetiță, vreau să uite odată ce a trăit și nu știu cum să procedez pentru că ea mereu caută să-mi aduc aminte de acest lucru. Și a spus, ok, faceți exact invers de ce ați făcut până acum. Vorbiți cu această fetiță tot timpul despre accident. Și dacă ea uită, aduceți-i voi aminte de asta. Și vorbiți în continuu despre lucrul ăsta. Desenați accidentul, faceți-l prin scenete cu păpuși, povestiți despre asta, puneți accidentul ăsta în orice poveste care o povestiți copilului, până când veți vedea ce efect are lucrul ăsta. Și dacă după o săptămână încă o mai auziți pe fetiță vorbind despre accidentul ăsta, veniți înapoi, dar eu vă spun că nu mai are rost. Exact. Orice lucru care îl accepți și despre care ai voie să vorbești, își pierde puterea toxică și negativă. Dar dacă lucrul ăla este blocat, atunci creează înăuntru o tensiune care, bineînțeles că se vrea eliberată. Dar noi am devenit specialiști ca să blocăm asta. Și apelăm la tot felul de lucruri care să ne ajute să ne distrăm, să ne ajute să ne concentrăm atenția pe altceva, crezând că în felul ăsta scăpăm. Nu, nu scăpăm. Bun. Mergem mai departe, da? Deci blocajul are rolul să prevină continuarea unui proces sau unei acțiuni normale. El blochează tot ce inconștientul respinge. Aceasta nu înseamnă că blochează tot ce ne face rău, nu. De multe ori blochează ceea ce ne-ar face bine. Blocajul emoțional se formează prin experiențe emoționale repetate și are ca rol să ne oprească să ajungem în aceste experiențe. Exemple: neîncrederea în sine, neîncrederea în oameni, etc. Orice comportament emoțional de acest gen ne împiedică să luăm decizii bune și să avem rezultate diferite de cum am avut. De obicei, când o persoană se simte trădată, își extinde treptat acest blocaj și față de alții. Persoana va lua totul personal, va interpreta orice reproș ca atac la persoană, va reacționa vehement la orice semn care îi se pare că seamănă trădare. Da? Cu alte cuvinte, astfel de persoane devin hipersensibile. Nu poți să te apropii de ei să le spui ceva, pentru că imediat consideră că ai ceva cu ei. Și e foarte greu de gestionat o astfel de relație.
Cum te eliberezi dintr-un blocaj emoțional? Și aici vă recomand lucrul ăsta acasă, pentru că aveți mai mult timp. Caută să-ți dai seama din ce experiențe emoționale previne blocajul tău. Cu alte cuvinte, adu-ți aminte ce traume, ce șocuri, ce pierdere ai suferit. Este important să descoperi pas cu pas cum ai creat acest blocaj în timp. De regulă, răspunsul nu stă într-o situație singulară. Caută mai multe experiențe care te-au adus în acest punct și în care ai simțit această stare. Scrie-le într-un caiet și lucrează cu aceste experiențe până când ajungi să poți ierta deplin și să te împaci cu tot ce s-a întâmplat. Conștientizează ce s-ar întâmpla dacă nu ai avea blocajul. Cu alte cuvinte, ce încerci să eviți? Poate fi sentimentul de abandon, de trădare, de respingere, etc. Da? Deci acest blocaj care îl avem întotdeauna ține la distanță ceva, o suferință, un sentiment greu de dus, o frică și e tare important să conștientizăm pentru ca să putem după aia să și începem să lucrăm. Da? Cami m-a întrebat dacă e destul conștientizarea. Nu, nu e destul, este doar primul pas. Pași pentru a ieși dintr-un blocaj emoțional. Oprește-te din lupta cu tine însuți și cu ceilalți și fă un moment liniște în interiorul tău. Dar astfel de oameni, așa cum am spus, sunt mereu încordați, mereu într-o luptă cu alții, mereu trebuie să demonstreze cuiva ceva, mereu trebuie să iasă în evidență, mereu trebuie să fie într-un anumit loc, ei nu-și găsesc liniștea. Sunt oameni care nu se pot liniști la locul lor, ei mereu vor altceva, mereu sunt într-o stare de agitație continuă. E foarte important să ne permitem să ne liniștim un pic, să facem liniște în sufletul nostru și să vedem ce se întâmplă de fapt acolo. Renunță la acuzații. E foarte ușor să punem vina pe altcineva și să spunem tot timpul ei sunt de vină, din cauza lor mă simt așa, din cauza lui mă simt așa, nu este responsabilitatea mea, e altuia. Și cu asta să ne schivăm de responsabilitate. Iartă. Și aici, la capitolul iartă, e foarte important să știm că iertarea, la modul general, nu are efect. Mereu am spus lucrul ăsta. Nu ierți dacă ierți la modul general. Ierți doar dacă ierți specific, amănunțit și în detaliu. Cu alte cuvinte, n-ai fost rănit la modul general. Ai fost rănit specific. Iertarea trebuie să aibă loc în aceeași termen. Altfel, nu este eficientă. Altfel este doar o iertare la nivel teoretic și superficial. Practică recunoștința, fă pace cu trecutul tău, întărește-ți încrederea în Dumnezeu și în tine, roagă-te, acționează prompt și alungă nehotărârea. Cu alte cuvinte, dă-ți voie să faci greșeli, nu este nicio problemă mare. Socializează, fă-ți prieteni noi. E tare important să avem prieteni. Și când un om vine și ne bate pe umăr și ne spune ceva, tare bine să fim atenți la ce ne spune și să vedem cât se poate de obiectiv ceea ce ne spune, dacă chiar are un sâmbure de adevăr sau nu. Ai răbdare, vindecarea interioară este un proces. Unii dintre voi vă aflați în acest proces, alții l-ați parcurs până într-un punct. Partea bună este că de fiecare dată când intervenim din nou și din nou asupra sufletului nostru și lucrăm asupra lui, se mai vindecă ceva, se mai duce o povară, se mai eliberează ceva. Faptul că încă nu este totul bine nu înseamnă că ce am făcut până acum nu e eficient. Este un proces de lungă durată. Deci ne pregătim pentru un drum lung. Nu e ceva de moment, nu e ceva de o săptămână, două, trei sau o lună sau două, trei. Nu. Durează mai mult. Vindecarea interioară este un proces, un antrenament care poate dura de la câteva zile la câțiva ani, depinde de ce suferință e vorba. Unele cicluri emoționale s-au creat în ani de zile și poate se calmează pe moment, dar revin când nu te aștepți, nu te descuraja din cauza asta. De aceea este vital să lucrezi continuu cu tine. Fii încurajat, cu fiecare intervenție în planul interior va fi din ce în ce mai bine. Da? Chiar dacă n-am rezolvat încă totul, nu înseamnă că nu suntem pe drumul cel bun,
Și nu înseamnă că n-a avut efect ce am făcut până acum. Exercițiu, da? Și aici e important să ne notăm aceste întrebări, pentru că vor fi exercițiu care le avem de făcut și întrebările la care vom răspunde, ca după aia, ca de obicei, să ne formăm în echipe și să stăm de vorbă despre acest lucru. Prima întrebare, unde te-ai regăsit în materialul care a fost prezentat și ce anume s-a referit la tine? Cum se comportau părinții tăi în fața suferinței? Pentru că ei aveau un anumit mod de a se comporta într-o astfel de situație de suferință și se prea poate să fi preluat de la ei anumite tehnici de apărare. În ce fel părinții tăi își ascundeau sau negau propria lor suferință? Ce tehnici de negare a realității ai preluat de la ei? Care este lupta care se dă în interiorul tău în ultimul timp? Da? Acestea sunt întrebările. Și acum luăm o pauză. Deci am revenit în formula de început. Putem să continuăm. Am exprimat un pic și prin desen câteva lucruri care au fost prezentate până acum. Și anume, în prima ipostază este un om care este în spatele unui zid, da, de negare. Chiar dacă el are sau poate să aibă o față veselă, în spatele măștii sau în spatele zidului este întotdeauna un om trist. Deci ori de câte ori vedeți la un om un comportament care este dus la extremă, care arată un anumit dezechilibru sau probleme comportamentale, să știți că în spatele acelor lucruri se află un om trist. Am vorbit despre iertare la un moment dat și am spus, dacă ne este greu să iertăm, ar trebui măcar o clipă să ne putem uita în sufletul omului care ne-a făcut răul respectiv și vom găsi acolo atât de multe suferință încât să ne dezarmeze suferința aia și să-l putem ierta. Vreau să vă spun că în spatele unui zid de negare sau în spatele unui blocaj emoțional, întotdeauna se află un om trist. În spatele unui om furios este un om trist. În spatele unui om care are diferite vicii este un om trist. În spatele unei persoane agresive întotdeauna se află un om nefericit. În spatele unui om care este rob al muncii sau al părerii oamenilor despre el, întotdeauna se află un om care suferă. Și aici am scris câteva lucruri care țin de spectrul negării și anume gândire magică, da, și am vorbit despre asta, că omul care trăiește în negare trăiește într-o lume imaginară în care lucrurile funcționează altfel decât în realitate și formula este pe mine nu mă afectează, da? Și asta o auzi tot timpul în gura celui care trăiește într-o fază de negare, el mereu va spune pe mine nu m-au afectat lucrurile alea. Au fost cândva, undeva, de mult, nu mai are nicio importanță pentru mine ce s-a întâmplat. Și am scris aici câteva lucruri legate de aceste pietre care fac parte din zid, impulsivitate, furie, părerea oamenilor despre acea persoană, nepăsare, rezultate, bani, alcool, socializare în exces, mâncare, singurătate, conflicte, frica de singurătate și sunt multe, multe altele. Da? Pasul 2, și anume ieșirea din negare. Și aici am încercat un pic să desenez un omuleț care dărâmă un zid și cum are loc această acțiune. Și eu am scris aici prin rugăciune, prin confruntare, prin conștientizare, prin iertare, prin a cere ajutor, prin curaj, prin prieteni buni, da? Încredere, sinceritate, a vorbi despre suferința noastră, a o conștientiza și a ne da voie să simțim acea suferință și să ne dăm voie să ne confruntăm cu lucrurile care mult timp le-am negat. Ce înseamnă și care este rezultatul final? Eu am încercat să fac aici un om vesel, cred că se vede puțin ce am încercat eu să fac. I-am pus și o coroniță pe cap, nu înseamnă că va deveni un rege,
ci va fi El însuși. Și asta e minunat. În momentul în care suntem aici și am reușit să dărâmăm acest zid, cel mai frumos lucru care ni se va întâmpla este că vom fi noi înșine. Vom fi liberi cu adevărat și vom putea să fim fericiți. Nu pentru că am ajuns cei mai bogați oameni din lume, nici pentru că toate lucrurile ne-au ieșit perfect, pentru că asta nu se va întâmpla, ci este vorba de faptul de a trăi viața cu intensitate, de a te bucura, de a plânge, de a fi tu însuți. În momente în care e normal să plângi, să poți plânge. În momente în care e normal să fii furios, să poți să fii furios. În momente în care e normal să iubești, să poți să iubești. În momente în care e normal să fii vesel, să poți să fii vesel cu toată inima. Tot ce trăiești, să trăiești cu toată inima și să-ți dai voie să fii tot ceea ce ai fost destinat să fii. Asta este faptul de a ajunge aici. Și eu am desenat un copac care are și frunze, care are și roade, asta apropo de ce am discutat data trecută, da? Oamenii care își ating și își împlinesc misiunea personală, sunt oameni care aduc roade. Sunt oameni care acolo, în loc unde sunt ei așezați, fac lucruri bune și au impact asupra altora. Tocmai pentru că sunt oameni liberi. Oameni care nu trăiesc în frică, nu trăiesc în constrângere, nu trăiesc în sub imperiul părerilor celorlalți și a terorii, ci pot să fie ei înșiși. Și toate situațiile care trec prin viața lor, ei le pot trăi la intensitate și se pot bucura de ele cu adevărat. Altfel, vom trăi la un nivel de supraviețuire. Da? Și mulți oameni doar supraviețuiesc. Dar nu au împlinire, nu au satisfacție, nu au bucurie în viață. Nu simt că trăiesc cu adevărat. Trăiesc undeva la o limită a supraviețuirii. Și noi am fost destinați pentru altceva. N-am fost destinați să supraviețuim cumva vieții, ci am fost destinați să fim fericiți și să fim împliniți. Și acum vom merge la planul spiritual, așa cum obișnuim să facem întotdeauna. Și vom discuta despre negare, dar negare în ce privește relația cu Dumnezeu, blocaj emoțional, dar în ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Și vom citi, ca de obicei, câteva pasaje din Biblie. Întotdeauna ceea ce aici se va spune din punct de vedere spiritual, întotdeauna se bazează pe Scriptură. Nu e vorba de părerea oamenilor, nu e vorba de povești și legende și povestiri ale altora. Poate că sunt drăguțe, poate că nu sunt drăguțe, dar noi întotdeauna aici ne vom raporta strict la Sfânta Scriptură. Niciodată un cult sau o religie sau o denominațiune nu va fi importantă în locul acesta, ci strict cuvântul lui Dumnezeu. Da? Bun. Și am scris câteva pasaje. Poate că unii dintre dumneavoastră le știți. Sunt niște cuvinte cu greutate din punct de vedere spiritual, pentru că au menirea de a ne confrunta cu realitatea în care ne găsim în ziua de astăzi. Noi, ca și în planul emoțional și în planul spiritual, am găsit tot felul de metode ca să ne sustragem adevărului și să credem cumva că totul este bine. Să credem cumva că dacă nu ne gândim la lucrurile astea, ele nu sunt importante sau, în cazul nostru, nu se aplică. Vreau să vă spun că se aplică în cazul nostru a tuturor. Indiferent ce relație avem cu Dumnezeu sau dacă avem vreo relație cu Dumnezeu, indiferent din ce religie facem parte sau dacă facem parte dintr-o anumită religie, astea sunt lucruri mai puțin importante. Important este că toți avem un Creator și suntem chemați să conștientizăm unde ne aflăm în raport cu Dumnezeu. Data trecută a fost o persoană care a amintit despre copiii care au leucemie. Și era vorba despre faptul că Dumnezeu este bun, la care remarca obiectivă, aș putea să spun, dintr-un anumit punct de vedere, a fost cum se face atunci că sunt copii care au leucemie, oameni care au diferite boli grave sau trec prin diferite suferințe. Și vom aborda puțin în trecere și acest aspect. Bun, și aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră și să mă puteți urmări câteva pasaje din Biblie în care fiecare din noi ne vom regăsi într-un anumit mod sau
într-unul dintre ele. Apocalipsa 3, 14 la 22. Apocalipsa e ultima carte a Bibliei, cei care nu știți o puteți găsi, da? Luând Sfânta Scriptură și uitându-vă, ultima carte este Apocalipsa. Apocalipsa 3, de la 14 la 22. Iată ce zice cel ce este Amin, marturul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți cei pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ezechiel 16:49. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale, Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Iată, Apocalipsa 3:1, iată ce zice cel care are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Cum e pasajul ăsta? Vreau să vă spun că aici ne regăsim toți. Nu este niciun om din locul acesta care să nu se regăsească undeva aici. Niciunul dintre noi nu a fost în, sau nu este în situația în care să nu poată să spună că trăiește departe de ceea ce ar fi vrut Dumnezeu să trăim. Aici ne calificăm toți. Nu contează din ce, repet, din ce religie proveni, nu contează despre ce biserică e vorba. Vreau să vă spun că, și poate v-ați întrebat, și căutând diferite articole de psihologie pe internet, probabil că v-ați lovit de tot felul de articole care țin de noua spiritualitate, de ezoterism, de yoga, de tot felul de lucruri de genul ăsta, și v-ați pus vreodată întrebarea cum au reușit lucrurile astea, care sunt antagonice cu creștinismul, cum au reușit să pătrundă atât de puternic în țară la noi? V-ați pus problema vreodată? Oare nu cumva au găsit un creștinism mort lucrurile astea când au venit? De au prins așa în ploare? Oare nu cumva au găsit un creștinism care a rămas doar carcasa de el și în interior n-a mai rămas nimic? Eu cred că exact așa s-a întâmplat. Deci vreau să vă spun că toți colegii mei psihologi care eu îi cunosc, sau poate nu toți, poate majoritatea, merg pe această latură a spiritualității și aud cu vieți anterioare, cu reîncarnare, cu meditații transcendentale, cu ezoterism, cu tot felul de chestii de genul ăsta. Oare de ce noi, care suntem o națiune creștină, am ajuns să fim atât de tare atrași de lucrurile astea? De ce? Pentru că astfel de oameni, la început, au cerut oamenilor puși în funcție în biserică ajutor și n-au primit. Și atunci foarte ușor s-au îndreptat spre așa ceva. Cred că mulți dintre voi care ați fost vreodată la psiholog, v-ați lovit de lucrul ăsta la psiholog. Aici nu mă refer la mine, că eu nu încurajez oamenii pe latura asta, dar cred că mulți ați făcut asta, care ați fost vreodată la psiholog, ați întâlnit un psiholog care v-a vorbit de așa ceva. Există un pasaj, da, unde spune așa, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Vreau să spun că dacă pe vremea comunismului biserica era prigonită, nu contează ce cult, da? Și ortodoxi și catolicii și reformații și evanghelicii,
toți creștinii adevărați au fost prigoniți și mulți preoți, mulți pastori evanghelici au fost în închisoare și au trebuit să plătească cu închisoarea pentru credința lor. Ei, în vremea aia, creștinismul avea altă calitate. Tocmai datorită faptului că era opresat. Astăzi, creștinismul nu mai e opresat. Astăzi avem, cum scrie aici, suntem bogați astăzi. Da? Ne-am îmbogățit și nu ducem lipsă de nimic. Și ce n-a reușit comunismul să facă, să distrugă creștinismul, uite că face bogăția. Confortul, liniștea asta nepăsătoare, ne-a dus într-o fază în care l-am uitat pe Dumnezeu. Am mai păstrat doar tradiția. Tradiția s-a păstrat încă. Încă mai merg oameni la moaște și la tot felul de mănăstiri. Asta a rămas. Dar credința aia autentică în Dumnezeu e departe. Și aici, repet, intră orice creștin de orice formă ar fi. Toți ne situăm aici. Nu contează ce culoare religioasă am avea. Toți suntem în pasajele astea. Iisus spune aici, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Uite că avem un creștinist care îl ține pe Dumnezeu afară. Avem un creștinist care îl ține pe Hristos la ușă. El este afară și bate încercând să intre. Pentru că noi înăuntru, ce facem înăuntru noi? Trăim bine. Trăim bine, bem, mâncăm bine, ne cumpărăm haine, ne cumpărăm mașini și asta a devenit religia noastră. Faptul de a trăi bine. Vorbesc pentru cineva de aici sau e doar pentru mine lucrul ăsta? Da? Deci este starea bisericii, nu contează ce culoare are, este starea bisericii zilelor noastre. Ne-am îmbogățit, nu ducem lipsă de nimic și în felul ăsta am ajuns să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și e dramatic lucrul ăsta. Mergem mai departe. Deci Sodoma, știți că cetatea Sodoma a fost nimicită, a fost arsă. Da? A căzut foc din cer și a ars cetatea Sodoma. Și aici spune una dintre nelegiuirile ei, care probabil în ochii lui Dumnezeu a fost una foarte mare, deși pentru ei era ceva normal, spune, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Deci cred că aici ne situăm toți. Liniștea asta nepăsătoare, cred că ne caracterizează pe fiecare. Și este foarte trist acest lucru, pentru că ne-am îndepărtat mult de ceea ce ar fi trebuit să fie. Apocalipsa 3:1, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Cum poate cuiva să-i meargă numele că trăiește, dar să fie mort? Făcând niște lucruri exterioare, nu? Continui să faci un anumit comportament ca să vadă lumea că ești viu, dar înăuntru ești mort de mult. Mai este un pasaj care tot în linia asta merge. Matei 23, 27 și 28. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Merge la biserică în continuare, da, prindem lumânări, facem tot felul de obiceiuri care se fac, dar în sufletul nostru, da, așa e. Da? Deci la obiceiuri, să știți că n-am pierdut din ele. Încă este îmbulzeală la tot felul de chestii de genul ăsta, care țin de obiceiuri. Dar când e vorba de ce e în sufletul nostru, exact cum scrie aici, înăuntru nostru e plin de fără de lege, de ură, de amărăciune, de furie. Deci nu pot să vă spun câți clienți de-ai mei mă întreabă, Doamnă, dar nu îmi dați bon? Dar nu trebuie așa ceva. Cum adică să-mi dați bon? Cum adică să-mi dați bon? Că doar nu vă vede nimeni. Nu știe nimeni că nu-mi dați. Știu eu și e suficient. Nu trebuie să știe cineva. Înțelegeți?
Și mai ales cei care au o firmă ei. Ceilalți, ok, dar cei care au ei o firmă și ei clar că nu fac asta. Când mă văd pe mine că le dau bon, li se pare așa, că se simt ei cumva cu musca pe căciulă și îmi spun, Doamne, dar vă rog eu frumos să nu-mi dați. Dar îți voi da bon, pentru că ăsta e obiceiul meu și principiul meu. Nu contează că știu că nu ai ce face cu el, știu că nu te duci să mă reclam, știu asta. Dar îți dau bon pentru că știu eu, e principiul meu. Vreau să fiu corectă față de statul român și să-mi plătesc taxele. Da? Sunt lucruri care nu le vede cineva exterior, poate, dar Dumnezeu le vede. Dumnezeu vede ce fac eu când nu mă vede nimeni. Și tare important lucrul ăsta. Altfel ne situăm și noi ca mormintele astea vorbite. Pe din afară suntem frumoși, da? Ce ne vede lumea că facem, da? Să fie totul ok, dar pe dinăuntru Dumnezeu e undeva afară. Și cred că aici, repet, cred că ne putem situa toți într-o măsură mai mică sau mai mare. Cred că nimeni nu este pe lângă asta. Cred că fiecare se poate regăsi undeva aici. Mergem mai departe. Nu mâna Domnului nu este prea scurtă. Isaia 59:1-2. Nu mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Deci, oameni buni, valabil pentru noi toți, dacă nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunile, dacă nu ne dă Dumnezeu ploaie, sau dacă nu ne dă Dumnezeu sănătate, sau dacă nu ne dă Dumnezeu ajutor, nu este pentru că asta este voia lui. Nu. Este pentru că păcatele noastre pun o zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. În unele zone e mai ușor să-L găsești pe Dumnezeu. În altele e foarte greu. De ce oare? Pentru că în unele zone oamenii sunt mai curați în comportament, în trăire, în simțire, pe când în altele păcatul e la ordinea zilei. Iar acest păcat devine un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și într-adevăr, suntem într-o zonă în care e un zid gros între noi și Dumnezeu. Tocmai din cauza păcatelor în care creștinii trăiesc, nu ateii. Lăsăm pe atei deoparte. Aici e vorba de creștini. Creștinii trăiesc în păcat la ordinea zilei. Și atunci ne mirăm de ce ne rugăm și nu ne ascultă Dumnezeu. De aia. De ce sunt oameni bolnavi, de ce sunt oameni săraci, de ce sunt oameni năpăstuiți din cauza păcatelor noastre, a tuturor. Asta înseamnă că păcatul meu indirect vă afectează și pe voi. Păcatul vostru indirect mă afectează și pe mine. Pentru că îl îndepărtează pe Dumnezeu și pe noi de Dumnezeu. Și se creează așa zidul ăsta de despărțire între noi și Dumnezeu. Iar în zona asta, într-adevăr, este o zonă uscată spirituală. De ce? Pentru că oamenii trăiesc în păcat și beau păcatul ca apa și îl mănâncă ca pâinea, pe pâine. Așa se mănâncă păcatul în zona asta. Nu că în alte părți ar fi neapărat mult mai bine, nu. În orice loc, până la urmă, tot vorba de oameni este. Dar e important să conștientizăm ce se întâmplă și faptul că păcatul nostru aduce roade în viața noastră. Nu există să nu culegem ce am semănat. Bun, mergem mai departe. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Nu că este o veste bună. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu nu vrea ca țara să fie bolnavă. Nu vrea ca o regiune să fie bolnavă sau o familie să fie bolnavă sau viața unui om sau trupul unui om să fie bolnav. Niciodată n-a fost voia lui Dumnezeu lucrul ăsta. Cel puțin asta să fie clar. Nu vrea Dumnezeu să fie omul bolnav, nici depresiv, nici anxios, nici să aibă tulburări sau atacuri de panică. Niciodată nu va fi voia lui Dumnezeu asta. Cu toate astea, datorită păcatului, noi asta experimentăm. Dar, veste bună, dacă, da, 2 Cronici 7:14, dacă poporul meu,
peste care este chemat numele meu, adică creștinii, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea. Deci, cu alte cuvinte, ni se dă o cale, nu suntem lăsați așa în ceață, în confuzie. Ce avem de făcut? Să ne cerem iertare. Nu contează la ce biserică te duci, la ce mănăstire te duci, cereți iertare. Cereți iertare pentru tine, pentru familia ta. Cereți iertare și cere lui Dumnezeu să vindece viața ta, familia ta, țara noastră, regiunea asta. Cu cât ne cerem iertare și ne îndreptăm spre Dumnezeu mai mult, cu atât Dumnezeu are acces să vindece. Asta e voia lui Dumnezeu, să vindece. Nu să trăim sub blestem și sub povara păcatului. Cum? Luca 15, 18 cu 20. Și aici e vorba de o pildă foarte frumoasă cu fiul risipitor. Cred că o știți cei mai mulți, da? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Ăsta e momentul magic. Când ne dăm seama că ne putem întoarce la tatăl nostru. Când era încă departe, tatăl său, care este o imagine a lui Dumnezeu, l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Cred că voia lui Dumnezeu este ca în această seară să ne sărute pe fiecare din noi. Ați simțit vreodată sărutul lui Dumnezeu? E sublim. E sublim. Când ai simțit sărutul lui Dumnezeu, nu te mai poți sătura de el și nu mai poți să vrei altceva. Asta e lucru care ți-l dorești cel mai mult. Dacă există un lucru care vi-l doresc, este să simțiți îmbrățișarea asta a lui Dumnezeu și sărutul lui. Merită. Da, tu crezi că copilul ăsta a meritat? Ce a spus? Hai să mai citim o dată. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și? Nu mai sunt vrednic. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Era el meritos? Era el vrednic? Vali? Da sau nu? Nu! 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 Nu, 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 nu! Averea, nu, nu, nu. Și-a luat averea de la părinți și împrăștiat prin așa și când s-a întors, fratele deja era supărat. Adică cum să-l primești cu ăsta, cu viței tăia și cu de toate, când el și-a cheltuit toată averea. Și ce-a făcut tatăl? Ce-a făcut tatăl? A fost foarte fericit că s-a reîntors. Întrebare, a meritat copilul lucrul ăsta? A meritat, dar tatăl fiind bun. În cazul tău, la fel, Vali? În cazul fiecăruia din noi, la fel. Deci dacă e vorba de merit, nimeni nu merită. Dar tatăl este la fel de bun cu fiecare. Nu e minunat lucrul ăsta? Tatăl nostru e la fel de bun cu fiecare. Deci, cu alte cuvinte, în momentul în care ne hotărâm să ne întoarcem, nu o facem pentru că am ajuns să merităm, Vali, nici poveste, când ajungem noi în viața vieților noastre să merităm lucrul ăsta. Dar dacă acolo căzuți cum suntem, luăm hotărârea asta, mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, nu sunt vrednic să primesc rolul de fiu al tău, dar primește-mă totuși, ca pe unul din argații tăi. El e momentul magic care schimbă destinele noastre. În momentul în care știm că Dumnezeu ne iubește. Și nu contează cât de murdari suntem, cât de tare mirosim a transpirație, cât timp nu ne-am spălat pe cap și ce haine ponosite avem pe noi. Dacă spunem: Tată, îmi pare rău, am păcătuit împotriva ta, iartă-mă. Nu există ca Dumnezeu să reziste unei astfel de rugăciuni. Aia e rugăciunea care îi frânge inima lui Dumnezeu și îl face să ne primească. Nu e minunat lucrul ăsta? E sublim. Nu e minunat, e sublim. E cel mai frumos lucru care îi se poate întâmpla unui om. Să știe că e iubit și îmbrățișat și sărutat de Dumnezeu. Pe ce se poate trebui mai mult?
Cineva spunea așa, și mi s-a părut așa frumos, spunea, toate bogățiile lumii acesteia sunt nesemnificative comparativ cu faptul de a fi îmbrățișat și sărutat de Dumnezeu. Și el spunea așa, dacă ți-aș spune, îți dau $1,000,000 și $1,000,000 și un leu, tu ce alegi? Ce mai contează leu? Ce mai contează leu când ai $1,000,000, nu? Ei, așa este cu Dumnezeu și cu lumea asta. Ce mai contează lumea asta când ai dragostea lui Dumnezeu? Adică milionul ăla de dolari. Asta e doar o mică comparație, sau cum să spun, o slabă comparație cu dragostea lui Dumnezeu. Ce mai contează restul când îl ai pe Dumnezeu și ai sărutul Lui, și ai îmbrățișarea Lui, și ai bunătatea Lui? Cum este un tată când își sărută fiul? Sau o mamă când își sărută copilul? Cum e? E un moment sublim. Dar să te sărute Dumnezeu. Cum e să te sărute Dumnezeu? Sublim. Este sublim. Este cel mai fericit moment care îl poate trăi un om. Pentru că în momentul ăla te contopești cu absolutul. În momentul ăla știi că ai fost creat pentru El. Și într-adevăr, nu putem fi fericiți cu adevărat decât trăind un astfel de moment în care Dumnezeu ne ia în brațe și ne spune, fiul meu, ce tare mă bucur că te-ai întors. Ce tare mă bucur de tine. Ăsta e cel mai frumos moment. Și dacă există un lucru care vi-l doresc din toată inima, este să experimentați această îmbrățișare și sărută lui Dumnezeu. Ce putem noi face? Doar să ne întoarcem la El și să le cerem iertare. Și o să ne oprim aici, mai sunt versete, dar nu vreau să le mai citim pentru că timpul deja a expirat și ne vom mai întâlni cu lucrurile astea altă dată. Dar ceea ce vreau să vă dau înainte de a pleca este gândul acesta, că indiferent în ce situație ne-am aflat, faptul de a ne recunoaște păcatul în fața lui Dumnezeu, credincioșia Lui, bunătatea Lui e garanția că suntem primiți, nu faptele noastre și nu meritul nostru. Și vreau să vă mulțumesc pentru această seară, că am putut să o petrecem împreună și cred că poate să ne fie de folos ce am învățat în seara asta și vă doresc binecuvântarea Lui Dumnezeu și vă doresc tot ce poate fi mai bun și mai frumos și știu că dacă noi îl căutăm, el se va lăsa găsit. Și asta e tot ce ne poate face bine mai mult.